Nu vreau să vă anunț în caz că cineva este din sală, nu cunoaște, ți-am spus că copilul local e o petroară a dar vă spun și motive. Motivele sunt, să mă rezum la două simte. Faptul că nu s-a ținut cont deloc de notificarea concesiei de pe privind suspendarea efectuării contractului și nu s-au luat nicio măsură, sau s-au luat măsuri așa de fațadă, în care să permite continuitatea acestui serviciu de transport public. Și a treilea motiv este modul în care a fost blocat inițiativa unor colegi ai dumneavoastră, consilieri locali, care doreau adoptarea unui, nu adoptarea, pur și simplu oficializarea pe teritoriul Turcii se respectă un regulament al Uniunii Europene aplicabil încă din 2007. Acest regulament ar fi permis în discuțiile cu conducerea STP de la Alba Iulia să avem certitudinea că situația se poate reglementa. Nu s-a ținut cont de aceste solicitări ale angajaților de conducerea STP și s-a ajuns în situația în care transportul public e blocat. Transportul public este blocat de mandată la oră care nu au de vânt. Deci încă populația nu suportă în totalitate consecințele acestui blocaj. Situația se va agrava. Eu aș dori să țineți cont de această situație și așa cum sunt convins că aveți posibilitatea să o faceți, să adoptați. Sau cel puțin să supuneți la vot acest proiect de hotărâre care a fost, după părerea mea, în mod nejustificat, neavizat și inclus pe opinia de zi. Aici s-au adoptat proiecte de hotărâre care aveau, nu aveau aceeași bază legală, dar nu că erau ilegale și care vizau tot transportul pilotat. Deci este o cerere simplă, după această ședință de Consiliul Local, noi ne vom retrage să discutăm, să negociem, să vedem ce facem pe viitor, conducerea STB-ului împreună cu angajații și împreună vom decide dacă vom porni sau nu transportul public local. Depinde de dumneavoastră. În mare măsură. A mai fost un motiv. S-a promis la ședința trecută că se vor purta niște discuții. Nu s-au purtat acele discuții. A fost doar o parte dintre consilieri din partea executivului. Nu a discutat nici cu STB, cu conducerea STB, nici cu angajați. Deci, cred că nu este o măsură de forță, așa probabil nu dumneavoastră considerați opinia de transportul și prezentă noastră aici, pentru că au fost mai multe două luni în care s-a rezolvat unele probleme. Încercați astăzi să ne dați posibilitatea să ne dăm la lucru. Vă rog, mulțumesc. Deci, dacă rămâne și problema ridicată de domnul director cu privire la un eventual proiect de hotărâre care nu știu ce se modifice, pentru că la mine executiv n-a ajuns, eu l-aș ruga pe domnul Vară, pe inițiator a proiectului de hotărâre, să ne spună și să vă spună dumneavoastră tuturor dacă acel proiect afectează în vreun fel activitatea STP-ului și dacă se referă la o soluție legală de îmbunătățire a activității STP-ului și care este aceasta. Vă rog, domnul. Noi am depus proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului la Secretaria de Consiliul Local și din câte am înțeles la domnul Ioana, proiectul nu a fost introdus în progresie, deoarece nu a fost supus dezbaterii în Comisia 2 și aprobării în Comisia 2 și că urmează în viitorul apropiat să fie supus dezbaterii. În regulament se fac precizări cu privire la un contract unde are privire la transportul public local. Nu mai știu exact ce îmi scrie și nici n-am acum regulament. Dar executivul, împreună cu conducerea secretarului, o să facă modificări la contractul unui regulament. În baza acelui regulament. Vreau să le explicați, domnilor, și au tot dreptul să obțin o explicație în ce condiții poate afecta pozitiv legal activitatea STP-ului acest proiect de hotărâre. Poate ne spune domnul director cum poate să
noi am spus această soluție și nu am crezut că ar fi o problemă dacă o implementăm. Mai ales că aveam promisiunea că își vor continua activitatea. Și dacă putem media situația, putem adopta prevederile de o dispoziție care a fost făcută în urmă de ceva timp. Eu l-am întrebat pe domnul Baro pentru că 6 luni de zile a fost viceprimarul acestei localități și iată ce se ocupa de activitatea de transport. Avea în dispoziție următorul lucru care trebuia să facă monitorizarea serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate, urmând să facă propuneri pentru revizuirea și îmbunătățirea deficiențelor constatate. Deci, dacă inițiezi proiect de hotărâre de Consiliu și nu-l treci din toate prevederile legale pentru a intra pe ordinea de zi, nici măcar nu știi foarte bine ce conține, este o problemă. Eu nu se intru în dezbatere privind acest proiect de hotărâre pentru că el se va discuta într-o ședință de Consiliu. Dacă vreți să discutați astăzi, e problema Consiliului Local și mai executivului, însă fără o raport de specialitate în acest domeniu nu cred că se poate, având în vedere că este vorba de un serviciu public. Dacă dintre dumneavoastră, inițiatorii, au o soluție legală privind desfășurarea în alte condiții a contractului cu SPB-ul, îi rog pe domnul consilier să mi le spună și să clarificăm cel puțin dacă există o soluție pe care unii ziceți că n-am văzut. Și aș vrea să înțelegeți, oamenii trebuie să fie foarte bine informați că există un contract pe care îl avem între cele două societăți. Contractul normal trebuie respectat de ambele părți. Și de unii și de alții, și că aici nu este problema colectivului de oameni, ci a celor doi parteneri din contract. Partenerii din contract au semnat niște clauze contractuale și cred că acolo unde greșim noi, ne asumăm responsabilitatea ca parteneri de contract, acolo unde nu este respectat contractul de cealaltă parte și nu și trebuie să-și asume această responsabilitate. Și tot acolo, la niște articole, că nu intru dezbatere, scrie în ce condiții se poate opri activitatea, în ce condiții se poate opri definitiv activitatea și care este efectul economic, juridic a unui asemenea activitate. Și despre tot la respectarea contractului către primărie, pentru că primăria trebuie să respecte contractul. Articolul 6.1. Pentru transportul persoanelor beneficiare de gratuități, tarifele vor fi aceleași, respectiv cele aprobate de Consiliul Local. Rezervele de gratuitățile sunt plătite la jumate din cât plătește un cetățean obișnuit. Alt articol. Drepturile concesionare să fie consultate în procesul de elaborare și adoptarea deciziilor, strategiilor și reglementările privind serviciul de transport. STP nu a fost consultat la următoarele hotărâri locale. 69 din 31.5.2010 s-au adoptat cu 10 stații suplimentare 10 turul Claus. 65 din 26.4.2012 prin care s-a stabilit de vârsta pensionarilor beneficiari de gratuitate. Acele 105 din 23.8.2012, prin care s-a redus sumele acordate transportului public local, fără să se modifice condițiile de desfășurare a transportului. Acele 186-2012, care s-a binat ca primăria plătește pentru gratuitățile pensionarilor, aproximativ jumătate din suma plătită de ceilalți cetățeni. Acele 269 din 9.12.2013, prin care 10 turi stau s-a primit nelegal de rente de construire de stații. Deci, dacă dumneavoastră mi se pare că s-a respectat doar aceste clauze din contract, nu știu, va trebui să le dovediți. Încă ceva. Articolul 11.2.2 scrie, concedentul este obligat să intervină ferm în caz de concurență neloială care perturbă desfășurarea activității concesionarului. Și la punctul H și la I se asigură exclusivitate concesionarului. Dacă mi se pare că exclusivitatea se acordă și se respectă contractul, vă rog să faceți o dată să respectă de partea primăriei acest contract. Doar la obligații de STP face referire, cum spuneți, la provizii de respectare a contractului. Nu au obligații. De-aia, domnul, în ultima ședință a Comisiei de Urbanism, împreună cu colegii mei, la o parte din discuțiile cu conducerea STP-ului. În momentul acela, o parte din colegii mei nu au avut soluții vis-a-vis de transport în comun.
Iar prin cele expuse de colegul meu, domnul Paule, n-am înțeles nimic de care este soluția care să salveze transportul. Dacă puteți totuși să fiți mai precis și mai clar, să ne spuneți de fapt în ce constă soluția noastră privind revitalizarea transportului. Ținând cont de faptul că termenul de preaviz pentru angajații SPP expiră în data de 20 aprilie și ținând cont de faptul că pentru astăzi era convocată o ședință extraordinară, am promovat acest proiect de hotărâre nu pentru a crea avantaje societății SPP sau oricărei alte societăți de transport public local, ci pentru a implementa un regulament aprobat în Parlamentul European și care, din expunerea de motive pe care dumneavoastră nu aveți, pentru că nu a fost introdus pe ordine de zi și am să mă refer și la acest fapt, la ultimul articol, la încheierea lui, spune, prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre. Oricum, România este stat membru al Europei și în România trebuie implementat acest regulament privind transportul public local. Acest regulament este o copie fidelă a celui promovat de Parlamentul European, în care trebuie să facem și transport feroviar, poate, și transport naval, și de toate. Deci este o copie fidelă a unui regulament european. E ca și cum apare o lege și noi, prin hotărâre de Consiliul Local, validăm, o punem în aplicare sau propunem în aplicare acea lege. Pe de altă parte, privind la contractul derulat, această hotărâre, și chiar dacă este aprobat, e problema noastră aprobație, nu implică nicio modificare a contractului cu STP-ul. Pentru că tot în regulamentul respectiv scrie la articolul 8, alineatul 3, contractele atribuite după data de 26.07.2000, pe baza unei proceduri competitive de atribuire continuă până la expirare. Normal este ca să spunem că acest regulament, chiar dacă l-adaptați, nu modifică contractul cu STP-ul. Putem însă să discutăm pe anumite proceduri de modificare în conformitate cu prevederile contractului cu acordul ambelor părți, dar fără să modificăm inițial procedura de licitație. Și aici poate că se poate lucra. Eu aș solicita o dorință din partea STP-ului, astfel încât proiectul de hotărâre inițiat de colegii noștri să-și urmeze cursul, să ajungă pe comisii, să primească avize favorabile, nefavorabile, pentru că de când e problema asta cu STP-ul acum mai nu s-a găsit nicio soluție. Singura soluție care o văd și am auzit-o, nici nu am studiat-o, este cea propusă de colegii noștri. Deci aș dori, dacă se poate, în partea conducerii STP-ului, să deblocheze situația. E vorba de 15 zile conform regulamentului, timp necesar să ajungă proiectul de hotărâre inițiat de colegii noștri pe comisie, să primească și după aceea să fie expus într-o ședință de consiliu. Dacă și dumneavoastră sunteți de acord cu mine, solicit acest regaz de timp conducerii STP-ului, astfel încât să vedem, să poate potrivi situației noastre de fapt, nu se poate, astfel încât să nu se oprească activitatea STP-ului. Nu există așa ceva. E un contract în derulare care nu poate fi modificat prin această normă. Despre asta este vorba. Restul puteți să faceți orice. Dacă găsiți soluția legală, puteți vota. Noi o punem în aplicare. Dar nu trebuie să ne păcălim sub forma asta. Mai bine să spunem lucrurile așa cum sunt.